Doamnelor, domnilor, dragi prieteni, mă bucur mult că suntem astăzi împreună la acest eveniment al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad. Este dincolo de un eveniment aniversar, pentru noi este și în același timp un eveniment de suflet. 25 de ani s-au împlinit anul trecut în luna aprilie. Dar anul ăsta se împlinesc și 145 de ani de existența Camerei, înființată în 1871. De aceea am încercat să facem o mediere între cele două date importante ale Camerei, așa cum am prezentat și monografia acestei camere în două volume, 1871-1946, 1990-2015. Mă bucur mult că sunteți astăzi alături de noi, pentru că astăzi încercăm să avem un moment aniversar, dar și un moment de sărbătoare, un moment în care să elogiem, să apreciem și să felicităm pe toți cei care s-au implicat în viața Camerei de Comerț de după 90, cei care au susținut activitatea Camerei, cei care s-au implicat în activitatea Camerei de Comerț. Vreau să vă spun că am invitat toată lista celor care au fost implicați de-a lungul timpului după 90 în activitatea Camerei. Au răspuns cei care au putut, pentru că viața economică pe foarte mulți i-a purtat în perioada asta în alte zone. Cu scuzele de rigoare ne-au transmis că nu pot participa la acest eveniment, dar ne susțin și ne aduc felicitările pentru activitatea pe care o desfășurăm. Eu am ținut să marcăm acest eveniment pentru că în viața economică arădeană, Camera de Comerț îmi doresc și s-a vrut de la bun început să fie un reper economic, un liant al mediului de afaceri, un susținător al deciziilor administrative, un sprijin al celor care și-au căutat o direcție în activitatea economică. De aceea, pe foarte mulți din cei care am văzut, care au fost la începuturile acestei camere, nu pot decât să le transmit cele mai sincere felicitări pentru ceea ce au făcut. Și vreau să le spun că încercăm să continuăm ceea ce și-au dorit la început, atunci începuturile înființării Camerei. Încercăm să realizăm poate mult mai mult decât au visat la vremea respectivă. Întotdeauna Camera de Comerț a fost una puternică. O să las celor doi autori ai celor două volume să spună mai multe despre cameră într-un timp mai scurt, pentru că satisfacția pentru fiecare dintre dumneavoastră va fi citind cele două volume în care vă veți regăsi în ceea ce ați făcut până la începutul acestei activități, deciziile care au fost luate la vremea respectivă, poate lucruri pe care unii nu le cunosc și nu le-au știut niciodată, cum a fost înființată, cum s-a dezvoltat și care a fost rolul Camerei. Am spus că a fost un moment important după 90 înființarea Camerei, dar ea a apărut, așa cum am spus și în interviu din carte, fără a avea obiectul muncii concret, așa cum l-a avut în momentul desființării, în 46. În acest moment pot să spun însă că și-a găsit culoarul și direcția corectă, camera